Vă zic bună ziua la această oră. Am revenit să mă duc să dau apa la găini. Am făcut un praf. Vreau și eu că mâncarea să fie ziua de astăzi. O să facem niște lemne de nisa mai groase acum pentru sobe. Că văd că ăla nu mai face, ăla nu mai face. Ia o să că fac eu. Am mai tinere, fac eu am mai tinere. Ceva mai țină lucră. Uite fereseu aici. Dar eu nu fac fereseu. Îmi fac și îmi bag la mine în sobă. Bag la sobă. Denisa, astăzi a fost vremea cam frumoasă, da? Da. A fost soare, dar jel. La noapte, cred că avem iar jel. Ia uite-te la vreme. Ha? Irea, dar ieri a nins toată ziua. Da. Ieri noapte, toată noaptea. Azi dimineață a fost jel. Astăzi a fost soare, dar jel uscat. Dar și la noapte avem jer, dar mâine cred că avem iar soare. Iar soare. Acum să arunc niște lemne cu acei. Așa, Denisa, o să mă trag eu aia în jos, că când o acade pe voi, lemnele aceia rămâneți. Hai să mă încet. Uite cioșca asta, adică cafea, care nici nu intră americanul bine și cere cafeaua și beutura. E de capul lui. Atât. Să trag lemnele așa mai jos. Pe voi, mână.
Dar Denisa, eu nu știu, de toate ele să știu numai eu. Ha? De toate. Dar ce naiba? Mă știu și eu. Ce naiba o știu și eu, da? Uite așa. Dau 10 secunde într-una. Da, mă. Bebe nu mai mă ajută. Mamă, tăi la treabă. Olea cu olea. Eu să mă scol de dimineață să le fac focul. Cred că sunt domnișoare. Sunt domnișoare. 14 ani. Să mă rânduia dacă vine noaptea și e frig. Denisa? Acum să iau căruciorul ăsta, să pun un căruciorul în roabă, nu știu. Unde vrei? Acolo pun în roabă, hai. Să mai curăț o țără roaba. Nu mai scaldă tot în roabă. Focul. Da, mă lovi la lemnele așa, firarea, n-ai mi să le fie. Dacă uite, nu mă lovi la deșteptul acolo, uite ce și tu. Mă lovi, mă lovi. Tot timp să le fac la rând, tot timp să le fac pe toate. Hai! Hai!
Ovi, Olea. Ești nervoasă? Apo, mă lovi eu șutul. La unde? Chiar la unde mă lovi? Mă lovi. Da. Du-te bunicuțul încolo, du-te bunicuțul încolo. Mai do. Mai lasă pe ea, mai ia mama ta. Iau două mai sus, din așa cu. Uite așa. Du-te de să șumi poarta. Ne le aduci aici. O, cum ce să fac acum? Să mă țângem la toate, la toate. Ia uite, domnule. Hai să văd rufele mele pe unde sunt, hai. Unde? Nu duc rufele. Încet. Încet. Uite, mi-e țară mâinile. E frig, soare cu dinți. E soare cu dinți. Soare. Să văd dacă s-au uscat. Să văd ce s-au uscat ale mele. Unde? Să mă uit. Cred că ăștia nu le-au dat afară de multe. Ia uite soare, dar e frig, frig. E frig. La noapte avem jir tare. Cred că... Hei, Denisa! Nu sunt afară date de multe. Baba, ce frig. Ce frig. Unde te duci? Eu tot trebuie să-l tocăm, să-l dăm afară. Bradul. Afară din curte, afară. Mamă, toate sunt ude, ude sunt. Mamă, s-a înghețară. Ha? S-a înghețară. Înghețară, că e frig, nu așa, înghețară. Mai le lăsăm. Mai le lăsăm, mamă. Mai le lăsăm, mamă. Ha? Nu lasă că nu e frig așa, chiar așa. A. Frig așa. Îngheață mâinile. Ne încălzim la soare. Aaa, ce frumos e la soare. Aaa, ce fain e la soare și cu, și cu mânele înghețate. Da. Ăla e al tău? Da, e al meu, doar va fi al tău, n-aș să-l ia pe al tău. Nu, nu. S-a fost frică că-l ia pe ai tăi? Nu, nu. Ia pe ai mei. Dă-i fă, fi, a, mai am colea. Mm? Colea pe uscător, uite-le. Uite-le, ai mele colea pe uscător. Ha? Rugă căpul. Ne mă rugă, Doamne. Lasă-mă că le iau. Stai așa că le iau.
Stai bine acolo, că stai bine. Și-a uscat? Ha? Da, o și-a emis o uscară. Nu ne văzut moșul cum așa lui, da. Cum așa lui. Da. Uite, ăștia sunt toate. Trebuie să le calci. Măta. Le luai pe ăștia le mele. Gata. Hai. Hai, încet. Încolo tot e. Mă, ce să usucă că fucoare? Da. Mamă, ce frig afară e. E timpul friguros de tot. E frig, frig. Da, mamă, vrei să fac asta cu mine. Nu se încet. Să le duc în casă. Mai mult dar că n-așa la mea îndrept. Dă-i o cutia lui chela. Stai acolo. Gata? Da. Așa? Ce faci, bunicuțu? Acu, bunicuțu. Iei lemne. Să fac focul. Să vine frigul. Nu, ce să fac? Fac focul. Moșul e bolnav, moșul e vechear. Îi trebuie foc. Încălzăți camera. Să nu cazi. Lasă că nu cad. Nu cad, era n-ai. Ai n-ai vigele. Și cu picioarele așa care nu mai merg așa de bine. Așa. Acum să-mi fac focul. Așa. Dă un pic cu scumătura acolo, ia. După ce bag, că le bag toate și mai bag un brățul și eu ăla-i focul la mine. Ăsta-i focul la mine. Trebuie să-ți faci roșu cărșii, fetele așa mai se supăr, mai se îmbracă la scurt, la fustă scurtă. Mai pune ruș, mai pune... Pregătește aici bunica. Măi, babă, vă fac o țiră orez cu lapte. Lapte cu orez. Am eu și eu orez de la... Zi, fată, de la... Anglia. Nu. De la Franța. De la Franța. Și vreau să le fac o țără la copii ăștia. O țără orez. Cu lapte. Cu lapte. Așa cere domnișoara Denisa, așa îi fac. Că și ea mă ajută mult. Și ea mă alerge mult. Hai acolo, hai acolo, Denisa, hai acolo, Denisa, hai, hai, hai. Face Denisuca, face de toate. Dă-te-n partea asta, colega. Așa. Deci, boabe, tare frumoasă, tare. Mă zăpăci, Denisa. Bun, că vreau o țără. Orez cu lapte. Îmbrățărină, l-o ajunge asta. A, brățărină. Să mai punem o țără orez. Lasă că nu mai învăț un bidon de lapte, iese. Oh, iese și colea, iese și colea. Ia mai adus orez, hai. Adică, are poft, poft, toată lumea să mănâncă orez cu lapte. Orez cu lapte. Așa. Încă mai puluțele. Iar ne vede oamenii. Mm. Ia pipa intrat.
Și tara credeam că așa rău. Pune, pune. Da. Îl spăla așa țără că nu știu. Lasă, lasă că nu. Hopa, hopa, hopa. A dat peste... Peste... Peste oală? Da. Hai că imediat, imediat. Ajunge, gata. Ajunge, că se mănâncă și frate tău, se mănâncă și bebe. Dar că nu mai le-am spus la prietenii mei, că frigidierul ăsta n-am nici priză. Uite-te pe mine, Denisa, n-am nici priză la frigidierul ăla. Arată, arată la... Da, nu funcționează. Ăsta nu funcționează. Și el am pus orezul în el, ăsta, da. Că-l păstrez, dă-te cu fața pe mine. Că-l păstrez numai pentru sarmale, orezul ăsta de la Franța. Și de aia l-am băgat în frigideriu, dar frigideriu nu merge să se gândește că merge frigideriu, că băgăm orezul în frigider ca să strică. Nu merge, nu poți. Nu merge, nu merge, nu merge. Da. Da, babă. L-am lăsat acolo la păstrare, așa, știți? Da. Hai să mai pun apă din sa. Nu sunt chiar așa de... Sunt eu bătrânică, dar sunt cu mine însăcă. Da. Cât e pui apă? Bun, să fierbă bine, mamă. Salam aleikum. Salam aleikum. Am venit. Am venit, am venit, da. Eu sunt. Da, bine, mamă, să fac eu orez pentru copiii voștri să mâncați. Eu să stau în picioare. Ia să mă prezint în picioare. Cu femei, nu cum filmezi tu. Ei, ia de la ea, ia de la ea, de la ea. Plec. Hai, te rog frumos, de la ea. Da, plec. De la ea, că ai altul gând. Hai, n-ai gândul meu pe alea. Eu să fac de mâncare, eu să fac varza, eu să fac focurile. Păi ați făcut varză? Ce? Acum îți vede de varză să stau. Am făcut ieri varză pentru moșul meu. Că la cerută, așa, țără varză, fă muiere, fă muiere. Ai grijă de oasele mele. Și fă-mi o țărăcoastă cu varză și cu pui. Și mi-am făcut. Dar nu e prea mică crăticioara aia pentru orez. Așa mi-a dat șefa. A, șefa. Uite, șefa. Unde ai fost, mă, bede, mă? Unde? Eu plec. Am fost acasă și am vorbit cu taică-l meu la telefon, pe cameră, la calculator. Uită-te la... Apoi că ce sună? Uită-te la cameră, mamă. Păi că ce sună să mă filmez. Bagă și orezul ăsta aia la frigider, să ne vadă iar. Păi am... Prietenii mei. Bagă orezul... Hai... Bagă la frigider, să noi pune rece, noi rece. Ținem orezul la frigider. Da. Fiindcă n-are priză, n-are nimic acolo. Da, fraților, da, dragilor mei. Dragilor bunico. Mei, eu vă pup cu multă plăcere. Bunico, eu vă pup pe toți prietenii mei. Bunico. Vă îmbrățășesc pe toți prietenii mei. Da, am fost acasă, ne-am vorbit cu așa. Și când m-ai sunat tu, eu vorbeam. Ah, vorbeai cu el? Da. L-ai văzut pe cameră? Da. Când vine acasă? Peste un an și o lună. Ah, Doamne. Dă-i, Doamne, să vine mai încoace, mai încoace. Da. Mai încoace să vine mereu. Și tu ce faci aici? Stau cu orez cu lapte, că mă zăpăci Denisa cu orezul ăsta de la Franța. Păi să nu e mult orez aici, nu e mult acum. Nu e cratița aia mare pentru orez brățărină. Mai mult orez, destul, mâncăm câte o lingă. Păi nu, nu e farfurie. Aaa, dacă șefa mea... Păi unde e aia mică roșie? Amicuță, păi da, dacă punem laptele, punem laptele peste aia, că n-are loc. Prieteni, și aseară am făcut gogoși, uitați-vă la Luminița. Le-a postat Luminița, a făcut vlog Luminița, da, la gogoșile noastre. Păi nu trebuia să postează ea la gogoșii mei. Ea trebuia, că eu nu mă duc să postez la, da, la gogoșii ei. Mănecanci. E Luminița, da, lasă să postează și ea, că e nepoată în așa. Filiane? Da. E fata lui Luca. E fetița lui Luca, domnișoara lui Luca. Da.
Câte una? Da, mamă, adă pe aia, mamă, vezi? Fă-o cu buretele de sârmă și cu trunf, brățărina. Hai, fă-o, calumea. Dacă nu o fac eu și filmez tu. Și, prieteni, abonați-vă la Bunicuța Zâna, dați un like, dați un share. Da, trunful unde e? Să ajungă cea mai populară. E pe aragaz trunful. Ha? Vreau să ajungă cea mai populară, că după din astea o să fac și eu un canal de YouTube. Dacă n-ai avut un canal de YouTube, acum câțiva ani de zile, nici Leo nu știa de canalul de YouTube. Da. Ia să faci în așa fel să postezi vlogul ăla al tău de pe canalul de YouTube, care l-ai făcut tu prima dată pe canalul ăsta. Cum faci? Era Leo la canal gay, era la canal gay. Atunci Leo e la... Nu. Asta a fost mai... Nu, nu, canalul de YouTube, când a făcut el și îmi zicea, mamă... Dacă l-a avut Leu la canal G, a vrut să mă ia și pe mine acolo. Și m-a vrut să mă duc la tot. Și copilul meu îmi zicea, mamă, uite, mi-am... Dar m-a luat la niște filmări acasă. Ce, mamă? M-a luat la niște filmări acasă când a venit cu Loredana. Stai puțin să vorbești, mamă. Când ziceai tu, uite, mamă, mi-am făcut canal de YouTube și de aici o să ne fie nouă bine, că eu o să iau bani de la canal de YouTube. Că nu trebuie să mai faci tu bani, o să iau eu bani. Și eu niciodată nu l-am luat în serios sau să zic că să plătește canalul de YouTube. Râdeam de el, ziceam, copilul e mic și nu știe ce să vorbesc. Dar vreau să salvez vlogul ăla și să-l postez pe vlogul lui bunica. Da, o să le postez, dar eram mic acolo. Ia să vede, du-te cu alea acolo și mai am închide la tine. Lasă că luăm noi, că mergem în oraș cu mașina. Mergi în oraș acum? Păi normal, altceva nu mai... Lasă-l pe bebe acasă și te duc... Păi da, deja sunt 8 minute, cât mai filmați? Ha? Punem pe pau... Lasă că-mi filmăm în oraș când ne ducem noi! Hai, luați! Bună, prieteni, și am revenit, uitați! Am plecat cu mașina. Am plecat cu mașina lui mama. Păcat că nu punem muzică, că n-avem voie. N-avem voie să punem muzică. Uitați aici, orașul nostru l-ați văzut. L-au văzut, că l-a arătat lumina cu ursul. L-a arătat, da. Uitați și aici stă ursul și lumina. Și noi ne ducem în oraș să vă abonați la bunicuța Zâna. Ea gătește, ea face, o mai ajută și mama și nașa. Acum ne ducem, unde ne ducem, mamă? La Penny să luăm... Nu, mergem la Penny. De la 2 pași mergem până la Superbet. Ne ducem să luăm lapte de la 2 pași și până la Superbet. Da. Ia să vedem. Aici suntem noi. Adică nu stăm aici. Da. Aici suntem noi în mașină, nu că aici da. Suntem noi. Uitați și 2 pașul al nostru. Întâi ne băgăm la Superbet. Eu n-am voie. Tu n-ai voie, tu rămâi în mașină. Eu n-am unde să parchez. Hopa. Atunci nu ai aici, nu. Poate că fume. Și prieteni, ce faceți? Uitați și Dita mai lemnele. Trebuie să mai cumpărăm și noi lemne. Că nu mai avem lemne. Nu mai avem deloc lemne. Deloc nu mai avem lemne și o să trebuie să cumpărăm și lemne. Aici trebuie să întoarcem. Da. Și mulțumesc, prieten, pentru comentariile. Frumoase la adresa mea. Da, frumoase. Sunt comentariile. Și să vă abonați, să dați like, share. Așa. Aici sta să vă arăt unde merg eu de la școală de dimineață. Uitați, aici o să merg eu la școală de dimineață și oricând merg la școală. Mâine venim, uitați, la școală. Mâine venim la școală. Vineri, nu? Aici este școala toată. Așa. Aici este ceva ce a făcut primăria. Acum așteptăm de pe trecere.
ăștia și ne-am oprit. Încă ne oprim. Să vedem dacă pe partea asta avem loc de parcare. Cred că am găsit. Nu am găsit. Am găsit și un loc de parcare. Deci punem pe pauză până ne întoarcem. Până ne întoarcem, punem pauză. Stop. Da. Și prieteni, am revenit. Am găsit și un permis de conducere. A cui e? Unde l-ai găsit? În față, la Superbet. Să-l dăm lui omul ăsta. Da, îl sunăm și-l dăm. Cine este? Este tata lui Lola, lui Florin. Care Florin? Florin oficialul de pe Facebook. Și prieteni, am găsit carnetul, cine-l vede să vine să-l ia. Să-l recuperează. Se recuperează. Și stați puțin. Brățăina, te duci tu la... Și prieteni, uitați, aici sunt prăjiturile. Aici este doi pași, nu ne lasă să-mi filmăm. Aici este doi pași. Mamă, ies afară să-mi filmez puțin de aici. Nu mai filmă, lasă. Și uitați, prieteni, aici sunt prăjiturile. Și ce ziceți? O părere. Dacă îmi fac și eu un canal de YouTube, ziceți părerea voastră în comentariu. Ziceți ceva. Să-mi fac canal de YouTube ori să nu. Eu sunt doar Rafael, bebe. Prieten, și am revenit. Aici acum ne ducem acasă. Uitați aici. Da, stau afară. Lungă, față lungă. Și nu prea se vede. Și ce zice să fac canal de YouTube? Să postez? Uitați, nu știu chiar unde să strâng toți băieții. Aici. Chiar ce n-am. Și acum ne ducem direct acasă, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Aici sunt gropi, o să revenim, am revenit și acasă, aici la noi, a fost, am luat lapte și tot ce trebuie, hai să vedem ce fac ăștia, că bunicuța cred că uitați, aici s-a făcut să, pe, să nu cădeam jos. Bunicuțo, unde ești? Da! Ce faci? Te așteptai! Mă așteptați? Da! Ce ai făcut? Nimic, am fost în oraș. Dar am fost în oraș? Am găsit un permis. Ce-ai găsit? Un card, un permis din ăla. Nu-i tiru, și-o vorbă, răcă-i numai și cărbete. Și prieteni, uitați, am venit. Ce vreau la permanent? Ce? Ne dăm drumul. Păi dă drumul, să se face. Cum nu face așa? Hai, bă, ok, hai. Să-și fac aici, fain, frumos. Îi face cele mai bune orezuri, bunicuța Zâna. Fac dintr-un ei. Mâine știi ce facem? Că mi-a venit în gând. Griji. Mie îmi place. Hai, hai, vreți să-l n-adă laptele, hai. Da, nu, babă, cum fac fierii? Fain, fain. Nu te băga cu telefonul până la burcolea la căldură. Bunico, dar cine te supără? Mai mă supără copiii ăștia. O supără Ion. Nu, Ion, că nu mai vrea să mai fac filmul. Are treaba lui, jocul lui. Uț, uț, bagal, Doriana! Și prieteni, aici noi cred că revenim la masă. Revenim la masă, am spus. Ce? A spus bunica. Mamă, cum arată, fain. Nu mai pune cu pe habur telefonul, așa o filmează mai de departe. Nașe, dar de ce te bagi fix în cameră? Că filmează. Dar și nu... Ești în spatele meu, nu știu tu să faci bine.
Gestul, 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 da? Să se face bine așa și mai multe. Gestul! Și revenim la masă. Îți spui, unico? Da, mama, mi-e chiar răchie. Stop! Și, prieteni, uitați, spune-l așa. Niște din ăsta. Orez cu lapte. Orez cu lapte, eu mi-am pus aici. Am făcut bunica zi, orez cu lapte. L-am făcut la copii și uite, m-am fricoșat de tot acolo. A luat mama 5 milioane la jocuri, la păcănele. Și noi țâpeam aici, făceam gălăjie de tot. Și ea s-a speriat, bunica Zâna. Și s-a speriat. Și uitați, a luat-o cu panica. Ce mai de 3 milioane de ce o să-l hăptu mie? M-am speriat că făcură o țăpătură mai mare ca ei. Da, am înțeles. Bun. Eu eram la cratița cu orez. Ia și în așa. Mă mâncă la calculare să mor eu. Câte 6,40 lei. Șt, po vlog-o. Și e supărat acum. Pentru ne pot să mănâncă. Mâncați, mâncați. Mâncăm acum. Și să mănânc și eu. Revin când termin tot crasul. Am revenit când am mâncat. Uite, nu mai e nimic, da? A fost foarte bun. Pregătit de bunicuța Zâna. Acum mănâncă și bunica că e supărată. E supărată, dar nu. Hai. Supărată, dar orezul merge pe bunicuță. Nu, așa, eu am mâncat, bunica supărată, nașa supărată, mama fericită. Bună seara, dragi prieteni! Am încheiat. Am revenit, dragi prieteni, după masă am luat și noi masa. Orezul făcut de bunicuța Zâna și de orez cu lapte și de asistentul ei, domnul Bebiță. Aici îl avem pe bunicul. Da, dragi prieteni, cred că aici o să încheiem și noi acest vlog. Încheiem. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit toată ziua. La revedere. Să nu uitați să vă abonați. Să nu uitați să vă abonați la bunicuța Zâna și să dați un mare, mare like. Și să distribuiți și voi mai departe, să vadă prietenii dumneavoastră. Revenim mâine. Și să vă abonați, să ajungem și noi la suma de 2500 de abonați cât mai repede. La revedere, o seară frumoasă să aveți. Revenim mâine la un nou vlog.